Ionela foarte fericită în seara aceasta pentru că a primit pachete, a avut pachet trimis de mama cu haine mai groase ce mai avea nevoie, dar a primit și de la susținătorii hăinuțe și s-a bucurat foarte mult. S-a și îmbrăcat cu un hanorac, hanoracul verde de pe ea este un hanorac nou primit de la susținători. A primit și un aranjament din acela de flori foarte frumos și era fericită, a ieșit să îl pună undeva pe terasă, dar a mers și în grădină, acolo unde erau mamele și le-a arătat ce flori frumoase a primit ea. Îi spuneau mamele că hăinuțele primite, dacă sunt mai groase, să le împrumute și lor pentru că mai au nevoie. Doamna Tamara a complimentat-o, i-a spus că este foarte bine în culoarea aceea verde. S-a dus Ionela, a pus aranjamentul de flori, a găsit locul potrivit acolo pe o măsuță. În Casa Băieților se discuta puțin despre ea. Stelian spunea că dacă băieții mai fac așa multe scheme din astea Ionela o să devină în curând mireasa săptămânii